Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Mamă, fundul! Oh, plin de injecții și nu mai suport să mă atingă nimeni. Ți l-a făcut ciur? De... ciur. Păi da, bine, bun, și până îți trece, ce facem? Stăm așa, cu mâinile în sus? Nu stăm nicicum, luăm o pauză, până îmi revin. Facem împreună așa lucruri domestice, da, ca să ne obișnuim să trăim din nou împreună. Da, de exemplu, ce facem? Ne apucăm și facem niște gogoși și le dăm la vecini? Da, și asta, da, facem lucruri în comun. Ce să facem în comun? Zici și mie, ne luăm două, trei găini, un iepure și o oaie să le creștem în comun? Nu, oaie nu, da, un animal n-ar strica, să știi. Dar ne îndrăgostim amândoi de el și îl creștem împreună. Îmi pare rău, te rog frumos, vrei să fim așa ca o familie, dar eu nu suport pisicile. Dar cine a zis, dragă, de pisică? Ne luăm cățel. Cățel? Unde? Da. În spațiul ăsta mic aici? Un cățel, poate un cățel așa mic, mai mic decât o pisică. Te-am chemat să facem niște afaceri. Îmi dai afaceri de pomană? Să știi că nu vreau, că și mâna nu a vrut să-mi dea o afacere de pomană și era să-mi ierlesc. Nu-ți dau nicio afacere de pomană. Să facem noi doi niște afaceri, adică o afacere. Da. Adică, simplu, vreau să-mi găsești un cățeluș mic, viu, pui, cu pedigree. Bă, dar eu nu sunt gost de câini, stau rulat, prostule. Băi, tâmpitule, păi știu că nu ești, dar nu te-am pus să-l curi. Am zis și eu așa, că dacă tot te învârți tu pe la tomberoanele, pe la vilele alea de oameni bogați, poate vezi tu printr-o curte acolo că a fătat un câine de ăsta cu pedigree, și vorbești cu ea să dești un pui. Înțelegi? Și mi-l aduci mie. Ai înțeles? Bine, găsesc la mie ce mi-este. Îți dau să-ți cumperi 3 pungi mari de aurulac. O să trebuiască să te leg. Aha. Să te leg la ochi. Am înțeles. Da, ca să fie surpriză, da? Da, bine, dar surpriza să nu fie prea bruscă, că am reacții de-astea mai violente de acolo, de unde știi. Așteptă doar puțin, te rog. Am înțeles, aștept. Gata, mă, l-ai adus? Ia, uite! Ia de mine, ce e asta, mă, ce? Câine? Câine de la paza sanatorului, ce asta? Păi, poponeți! Mamă, ce să fac? Iată la mine. Am primit o adresă de la centru și încerc ăștia să trimit un polițist pentru un concurs de autoapărare. Bă, și m-am gândit la tine. Vân jos, ești carabe mari, ai de la țară, ești viață grea, tot ce trebuie. Păi, dar nu sunt chiar așa mari carabele, șep. Că eu am avut pojar când eram mic și nu prea nici pe la câmp, nici pe la pădure. Cu saci de porumb nu mă lăsa nimeni să umblu. Lasă-mă că te despuși. Tu pe cine vrei să trimit? Pe Strijitul de Poponeț? Pe Matahala de Grațiela? Pe cine vrei să ne facă secția de râs? Tu ești perfect. Eu? Tu. Tu ești alesul. Șeful, vă mulțumesc că m-a apreciat și v-ați gândit la mine că sunt singurul care poate să duc, care nu e seții, pe cele mai înalte culti. O să fiți mândru de mine. Uite așa. Așa te vreau. Să trec. Emoție. Salut, frate, să trăiți. Cum a fost la concurs? Am spart ultimul loc. Da, m-am luptat ca un erou, n-a fost vina mea. Cine te-a pătubat așa de crunt? Bănuiesc că vreun uriaș, vreun matahală, că numai unul ca ăsta putea să-ți facă față. Chiar ai puțin spus. Unul Fulga, de la secția 44. Fulga, mă? Fulga e un pitic atâta, vai de capul lui, știu. Cum se poate Fulga, mă? De pitic, dar uite așa are niște carabe, zici că e capace de veciu. Și să mișcă al dracu, zici că e țânțar. Bă, Ilarie, haide, mă, mai cu tare în pas alergător, ce te moșcă e atâta. Păi așa e pas alergător la mine acum, bre. Alo, ești obosit? Ce faci? În picioare? Păi ne batem pe burtă. Nu știu. Păi, fii atent, mă, Chiorete, ia agăță-te tu de birou ăsta. Ăsta, de birou ăsta, ăla-i dulapă. Și mi-l duci jos, la parter, la rihibă.
Iei dulapul și îl duci la doi, la contabilitate, pe urmă. Eu? Pe urmă cobori după birou, îl duci la etajul 2, da. Cobori dulapul la parter, da. Și pe urmă le aduci pe amândouă aici, că deja m-am răzgândit și le vreau la fel. Păi, dacă te-ai răzgândit să le mai duc? Da, le duci. Dar ce, șefu? Uite așa, că vreau să văd cum e biroul gol și cum e biroul cu ele. Noi două fructe la triiși. Și eu asta nu mai apare. Mi-e o foame de nebunesc. Ce prost să vă fi. Mai bine că n-apare, că le împărțim la doi. Două fructe le împărțim la doi. Portocala o iau eu, tu ia banana. Eu aleg banana. Emma nu vine acum că se pregătește pentru un examen de titularizare pe post. A? Da. Mărlane! Aruncă și mie o portocală, te rog! Aulă! Știa că femeile preferă banana! Nu, nu, nu! Portocala zboară bine! Banana se duce ca un bumerang și tot la tine se întoarce. Hai, mă, dă portocala! Măi, Bruto, dacă era gravidă, nu mai putea să lupteze! Păi ce dă zic eu de vină? Nu e el, mă, nu! E vina mea! Dacă ai vrut portocala, normal că e vina ta! Sunt toantă, mă, trebuia să mă feresc sau să parez. Trebuia să vrei banană, nu portocală. Bă, nu mai am reflexe, mă. Astea, nu mai am reflexe și asta din cauza că în ultima vreme am băut foarte mult. O să pic examenul. O să te ajut eu. O să beau eu locul tău ca să ai timp să te prepari pentru examene, na? Păi poți să mă ajut, Mărlane, dar știi cum? Te prefaci că mă ataci prin surprindere, că nu sunt eu atentă. Ne, las, poate mai ai niște resturi de alea de reflexe, tragi una peste pot, dar rămân strâmb toată viața. Nu strâng, mă, niciuna, mă. Vreau jos să redevin Lara Croft, așa cum eram odată, ca în Tomb Raider. Bine, și de ce tocmai eu? Păi, dacă reușești, îți dau un premiu. Yes! E valabil și pentru tine. Yes! Și ce premiu? Păi, ar fi un premiu în bani pentru tine și un premiu în natură pentru Hasan. Nu s-ar putea și... Invers? Oh, mă rog, dacă vreți să fii sac de box afară, nu-i problemă, că eu n-am mai făcut mișcare de mult. Nu, mai întrebarea era... Nu s-ar putea să știu și eu despre ce sumă e vorba. Și natură înseamnă în curtea vilei? Și nu s-ar putea să vă abțineți de la întrebările astea idiote și să facem naibii și noi un plan? Hă? Carton, e... Bună, ia. Ce să fie? Ce vrei să-mi dai? Doar nu m-ai chemat degeaba. Te-am chemat fiindcă nu prea am pacienții în perioada asta la cabine. Cine vreau să-mi ies din mână? Vreau să tratez cazuri sociale. Nu-mi dai nimic, m-ai chemat degeaba. Cum degeaba, mă? Nu ți-a zis că vreau să te tratez? Să văd ce ai? Nu cu mine. Și de ce nu cu tine, că e gratuit? Păi dacă afla urolații că-s din eu și cabina psiholog, nu mă mai primesc în canale. Ce-am fost și ce-am ajuns? Nici urolații nu mai au încredere în mine. De ce râs, mă, de mine? Râs de râsul tău, că ești turist, da? Hai, dai drumul, la revedere. Hai că mi-a părut bine, hai. Hai, dacă nu vrei să... Bine, hai că ies, pa. Mamă! Cine să mai... Mă, Hasane, să nu te superi, dar vezi că o să o ajut pe Emma cu niște chestii ca să-și regăsească reflexele.
Hai, lasă, nu te obosi, că o ajut eu. Uite, mi-am luat și pistol de jucărie să o surprind. Prea târziu. Și eu mi-am luat. Și banii care i-a dat pe el vreau să-i recuperez din premiu pe care o să mi-l dea ea. Dar numai să n-arunci cu el în ea, cum ai făcut cu portocala. Bă, deșteptele, cu ăsta se trage, nu s-aruncă. Ce birou tău? Ia treci, mă, în arest imediat, că acolo ți-e loc. Bă, în arest o să treci tu, că ție ți-e locul dacă mai vii beată la serviciu. Da, eu nu sunt beată. Sunt doar un pic depresivă. Cum crezi tu că pot eu să suport când mi s-au tăiat aripioarele în carieră? A? Tu m-ai ajuns să sunt cea mai tare polițistă. Celebra și mirobolantă! Alo, alo, că vii beata la serviciu, înțeleg, dar vii și replicile. Încurcăm personajele. Grațielo, îți fac un referat, că nu ești aptă de muncă și du-te acasă, ești liberă. Hai, hai că nu mai enervezi. Hai să trăiești, șeful. Acasă. Păi să trăiesc, normal, dar nu-i vrea să mor. Al dracu, ce ești? Ai venit? De ce? Să ne râdem. De ce? Băi, nu știu, hai de râdem. Auzi, ia că mă gândesc că există o terapie contra depresiei, care zice că dacă îi râzi cuiva în față, se va molipsi și va râde împreună cu tine. Băi, știi că prostia asta mi-a dat o idee excelentă. Bine, acum râzi în altă parte că vreau să mă documentez, hai. Bă, eu nu vreau să râd singur. Am venit să râd cu tine. Hai, râzi. Bă, dacă mă enervez, ar putea să nu mai râzi. Hai, afară. Hai să râdem, râzi. Nu? Hai, râzi. Dă, Doamne, să filme la pare. Că papă mi apără-și păzi. Doamne, ajută-mă să filme la baie. Cu mâinile curate, cu mâinile curate, cu mamă ce marfă, este mai mișto ca al meu și și mai greu o leagă e. Jos altitudine. A, da? Ia vino pe aici. Hai, mămică. Se confiscă. Nu, stai la mă, că fără pistol are mărla un avantaj. Îl las eu fără avantaj. Pedepsă că m-a lovit. Hai, ce stai și te uiți? Jos textila. Păi, cu ăla îndreptat spre mine? Haide că-mi tremură mâna. Păi, și mie îmi tremură când... Bună, Teo! Bună, Gre! Te-am chemat pentru că mi-a făcut referat Matescu cum că ești în depresie și cam e așa... Pe ulei! Normal că sunt. În primul rând nu mai sunt șeful. Și în al doilea rând fac toți mișto de mine. Te înțeleg. Tu râzi de mine? A, nu, nu, nu. A, dar te bucur de necazul meu, să înțeleg. Nu, dar recunoaște că atunci când îți râde cineva în față, creează așa o atmosferă mulipsitoare. Nu, mersi! Că zilnic îmi râd în față toți colegii.
De bunăvoie și nesiliți de nimeni. Mi-am pierdut abilitățile astea profesionale. Da, că trebuie să le testez cumva. Cine să testez? Ia să vedem. La ce ai băgat-o ares pe... Da, șmecher. Cum da, șmecher? Uite așa, căpot. A venit Beata la serviciu și la psiholog nu stă. Ce să-i fac? Să zică mersi. Să zică mersi că s-a îmbătat? Să zică mersi că n-am reclamat-o. Că nu voiam să zică aia de la centru că vreau să mă răzbun pentru ce mi-a făcut când eram în arest. Deschide ușa sau trag! Eu nu cedez la amenințări! Vreți să mă singur cu ea pe cap, vezi că populația e la veseli și dacă eu ajung în spital, te mănânc asta de viu? Eu nu ies în fața pistolului nici de frică din birou. Vin eu după chei... Să fugi, a? Nu. Hai, prea, șefule, că fușcată de pomană fuște pereția de rigim. Știi cum se zice culoțul cap în brânză? De nimeni asta care țin să coștiu. Mersi, Chiorete. Mulțumesc. Nici eu nu știam. Mersi de informație, Chiorete. Hai, de-aia mea, deschide-o. Stai, mă, o nebună. Ia, intră tu, bă, Chiorete. Intră, mă, intră aici. Stai, aici. Că ai fost un nătăfleț, un dobitoc și ți-a furat asta arma ca la ultimul răcan. Te-a dezarmat ca un prost. Păi nu mi-a furat fii la batare și eram doar între noi polițai. Ce m-a dezarmat? Bă, dacă în arest era un criminal, ce te făceai, bă? Erai pal. Băgam în măsa, că nu era niciunul. Nu eram doar cu colega noastră. Cu... La beție se poate transforma într-o criminală? Pentru că nu răspunde de faptele ei. Iată ce pis. Ia să mă, cum trage. Stai, bre! Stai, mă, că trage în sus. Nu trage în secție! Ce era? Ia, trage, trage acum, ia, bre! Aha! Te ții de cioace, mă bagi, mă scoți, mă. Ba, deloc. Te-a făcut grație la pe degete. Pe mine? Da. Ți-a înlocuit pistolul cu unul de jucărie. Nu se poate, pre... E... Ba se poate. Ba se poate. Oh. Dacă a reușit ea să facă chestia asta când era beată, ori suntem noi prea proști, ori ea prea tare. Doar s-a prefăcut atunci că e beată ca să te păcălească pe tine, bre. Păi dar cum a venit de dinainte cu un pistol de jucărie? Poate vroia să te păcălească, ți-l iau pe aluma tale. Chiorete e groasă. Ce? E groasă rău. Ce? Are pistolul tău la ea. Paul. Și dacă trage un glonte... Da? Ești direct răspunzător pentru el. Păi dacă e la ea pistolul, de ce să răspund eu? Pentru că e pe numele tău. Hai! Știi cât costă? Cât? Mult. Mult? E și frică să spun cât. Ia bagă-mă în ares... Să știe lumea că n-am avut eu nicio putere. Stai liniștit, că tot la arest ajungi. Dar dai și bani. Hai, ieși. Ce ești tu? Și tu de ce țipa, mă, curajosule? Păi eu... Nu prostul ăsta a țipat, eu! M-am spăriat că am auzit cum se trage cu pistolul meu!
Chiar recunosc cu vocea, că eu o știu. Păi și ce, mă, așa-ți pe un polițist? Exact, Mărlane, că așa ne-am învățat la cursuri. Vă mai jucați cu pistol dintre ăsta, popunică, faceți buba. Jucați-vă cu altceva. Cu ce să ne jucăm? Ai niște cretă. Pentru ce? Jucăm un șotronul, ceva, sau leapșa pe oate. Adică nu, că tu n-ai cum, că n-ai... Ne bate pe amândoi. Ce? Ce-ai zis, mă? Imediat pistolul. Mă, credeam că doar eu am fost beat. Stavă că ai fost și tu. Ți l-am dat direct în mână. Ăla era de jucărie. L-ai substituit cu pistolul adevărat al lui Chiorete. Ce făcătură de 2 lei ai ajuns să-i vezi? Numai să mă țin închis. O să te... O să te scot când îmi dai pistolul, clar? Ha, da? Păi vină încoace, mă, că n-am aici. Ia uite. Ha, vină și ia. Ne zic că e poftă bună. Ah, bă, vă scoate mama de aici! Ce supărată sunt! Am venit să vă spun ceva, dar nu sunt aici. Adică, cum adică nu ești? Ce ești, hologramă? Nu, nu ești. Hai că ești deștept. Nu, nu ești. Hai mă, ne spui odată. O să vie Teo Acile. Ăsta da secret. Și mi-a zis că vrea să organizeze un experiment. Ceva la scară mare, cu voi. Bă, să-i faceți pe plac. Să pară că vă înveselește. Care glume la ea. Să râde, să chiuiți, să fie veselie. Că acu' e în depresie, că ea nu mai are clienți. Adică o să fie deghizată în clon, să ne facă să râdem? A, ce mișto! Dar de ce? Că ea e în depresie, nu noi. Da, ar trebui să o înveselim noi pe ea. Nu, ea vrea să vază dacă încă mai are capacitate profesională sau nu. Vedeți că dacă nu-i cântați în strună, poate să devină foarte violentă. Adică cum adică în strună? A, strungăreață! Ha, se cântă o strună. Păi da, dar ea n-are. Ne lași nouă volanul. Hai că te găsește, dracii. Hai mă, ajutați-o și voi, ce mama naibii, mă. Că a suferit destul la sanatoriu. Voi vreți să întoarcă ea la coadea? Păi Populeț unde e? E tot la sanatoriu. Tot acolo, mă, săraci, familie de dili, la ce te aștepți? Păi și când te gândești că unul e polițist, alta e psihologă, înțelegi de ce pleacă lumea din țară? Dacă află că v-am zis dinainte, mă omoară. Stai, mă, liniștit, că o să-i spunem că nu ne-ai zis dinainte. Să trăiți! Mi-am găsit pistolul, bre! Scoate-o pe balerina ta la arest, că ne roade gratis. Cum ai convins-o să-ți-l dea? N-auzi, bre, că... Îl rătăcise la vilă. L-am găsit, era sus șifonier, sub pat. Bă, cum n-ai mă găsești tu, mă, pistoala așa peste tot? Păi, da, sunt și bă, toți breți. Vă să nu tragi. Păi, Iisus! Stai, bre! Ce glume de șantier ai! Ai venit să mă scoți, e? Îmi datorez reparații morale că m-ai jignit în onoarea profesională. Tocmai am observat cu stupoare că lipsesc două gloanțe. Până nu-mi declar scris unde și cum ai tras cu acest pistol, nu ieși. A, da? Păi atunci vină cu ce să spun unde sunt, să nu ne audă Chiorete. Păi de aici sunt! Nu! Nu că să-i motiv să mă ții aici! Chiorete! Să-l pe! Stai, ce faci? Stai, te duce gândul. Scoate-mă de aici! Nu suntem veseli deloc!
ne facem. De ce? Ca să nu stricăm ție bună dispoziție. În realitate suntem foarte triști. Suntem triști? Ah, ce bine pare. Da și nouă. Ce bou. Mie îmi pare bine că sunteți triști. Că pot să testez pe voi noua mea terapie de bună dispoziție. Ție de ce-ți pare bine? Și mie la fel. Au, știi ce? Pe mine să nu mai fie prost, că am intrat mai târziu și n-am auzit gluma. Dar e glumă! Bă, asta-i culmea! Asta-i terapia mea! Ce dracu v-a apucat, mă, de râs ca tâmpiții? Ce-i asta, casă sau sanatoriu? Dar nu sunt tâmpiți. Ba sunt, că dacă erau nebuni, mi-aș fi dat seama de mult. Dar fac cu ei o terapie de destresare. Ah, și cu ocazia asta mă stresez pe mine. Asta e efectul asupra ta? Dacă ai talente de astea, mai degrabă te trimis să-mi destresez colaboratorii. Vrei să scap de mine? Nu. Colaboratorii mei, în schimb, sunt stresați de la muncile cu risc pe care le fac. Ok, ok, orice. Numai să-mi testez terapia. Bun, să vii să-ți dau adresele, dar te rog mult să-i anunți înainte, pentru că nu le place să fie surprinși în timp ce muncesc. Așa încă ceva. Să nu cumva s-a prins lumina. Da, și să nu te apleci după săpun, chiar dacă e întuneric. Gata cu pistoalele. De acum înainte doar arme albe și nu prin surprindere. Hai! Hai, fă ceva! Hai, mă, odată! Hai, te-a pus surprindere și mi-a... Când am deviat-o eu cu... Eu tot cu cocaie, n-am... Când de ani nu te-am nimeni, că l-am vrut. Ok, îl plătești. Hai, e rândul tău. Mă prefac. Te mă ci, frate, vrei premiu sau nu? Dă-te, mă! Se pare că nu prea mai are reflexe. Am omorât-o. Da. Ironie e că ai fi câștigat premiu, bă, tu. Dar, din păcate, nu mai are ce să-l dea. Fug din țară! Sunt pe călău să mă scap. Hai, mă, nu suna pe nimeni. Să fim calmi și să gândim. Trebuie să vedem întâi dacă mai respiră. Cum facem asta? Cu oglinda. Cu oglinda, cu pălincă, bă, tâmpitole. Cu pălincă, cu asta îl scol de morții pe bunicul, care e în Germania. Mai ales pe asta, după perioada de abstinență. Stai să vezi, fiate. E invincibilă. Zut! Văzuși? Bă, Hasane, prost ești, mă. Nici n-ai țintă. Ai dat prost dacă m-am trezit. Gata, gata, terminăm. Acum ne batem în alte arme. Ne batem în arme tari. Nu, că ai examen, n-ai voie. Dar ce, mă, tu ai avut voie să-mi spargi mie capul de o sticlă? Uita, mă, uita! Dă-i sticlă! Dacă era după tine, acum eram pe lumea cealaltă. Scârbă! Hai pe mărlane, noroc! Dar nu mai buftați, mă, astea pe aici. S-a întors șef, a mutat cineva mobilă? Ah, Igor! Să nu zici că ai nevoie și tu de terapia restului. Mai, aș zice că ai, după expresia de pe fața ta. Am venit să discutăm despre rezultatele
aplicării terapiei tale pe oamenii mei. Ah, n-a funcționat, mă, mir, că păreau foarte receptivi. Ba da, a funcționat și încă cum. Ah, păi și atunci de ce ești necăjit? Credeam că terapia asta îi va ajuta în muncă, mai precis să nu fie stresați. Păi și nu? Sunt stresați. Nu sunt stresați. Problema este că nu mai reușesc absolut nimic. Eu nu înțeleg nimic. O să-ți explic eu ca să înțelegi. De exemplu, când se duc să încheie o afacere, râd și nu mai prezintă niciun fel de credibilitate. Sau când se duc să colecteze taxa de protecție, râd și nu mai sperie pe nimeni. Păi nu-i zis tu, mă, că vrei să te transform în Joker. Uite care e chestia. În momentul de față am pierdut 100 de mii de euro din cauza râsului tău cretin. Dacă nu-i recuperez, o să intri de unde ai ieșit. N-am bani să-ți acopăr pacuba, așa că plec la sanatoriu. Poftim. Am că știu și eu cum arată banii, că nu stă în pită, dar nu i-am. E, uite, acum îi ai. Da, mi-ai dat ca să-ți dau înapoi pentru pacuba. Mersi frumos, nu. Ți-am dat ca premiu. Pentru ce premiu? Premiu pentru că terapia ta cretină ne-a adus câteva milioane câștig și comitetul organizației a hotărât să-ți dea și ție o mică parte. Nu înțeleg. Nu înțelegi, am să-ți explic imediat. O trupă de-a noastră a atacat o bancă și au râs ca niște cretini. Urmarea a fost că angajații băncii s-au pus și ei pe râs și au uitat să apese butonul de panică care acționa alarma. Mai mult decât atât, le-au deschis și seiful. Bun, și clienții băncii ce-au făcut? Clienții băncii s-au pus și ei pe râs pentru că au crezut că se filmează o comedie și că ei fac parte din figurație. Da, ia să vedem că sunt cam puțin. Te cam întinzi. Bine, fie. Unde e Ica, să mă? Las, ca să ai motiv să mă ții aici! Fiorente! Frec, ce te faci? Cel pe Matescu, mă, am aflat cum scăpăm de sărăcie. Ana, și de ce vrei să te girezi la bancă? Trebuie să cumpăr un cățel. Nu, nu, da! Transmiții. Știi cât e roborul? Astăzi. Roborul nu, da, chihuahua, da. La Prima TV. Stăteam eu în banii lui. Iubire, am aflat cum scăpăm de sărăcie. Ana, și de ce vrei să te girezi la bancă? Trebuie să cumpăr un cățel. Nu, nu, da! Transmiții. Știi cât e roborul? Astăzi. Roborul nu, da, chihuahua, da. La Prima TV. Stăteam eu în banii lui.